Concediul de maternitate este un concediu medical. Este acordat doar mamei datorită stării sale. Acest concediu are o durată maximă de 126 de zile și este format din concediu prenatal, concediu pentru sarcină de 63 de zile de obicei și concediu postnatal pentru lăuzie tot de 63 de zile. Ele se pot compensa, însă până la minimul de 42 de zile care trebuie să rămână drept concediu postnatal. Așadar, această perioadă este obligatorie pentru orice mamă. Restul de 84 de zile ce rămân, mama le poate folosi cum dorește ea, fie înainte de naștere, fie după naștere, fie deloc. Va decide ea cum dorește. Fiind un concediu medical, trebuie să meargă la medic, să își ia certificat medical pe care îl va depune până la data de 5 a lunii următoare la angajator. Indemnizația pe care o primește mama în această perioadă este de 85% din media veniturilor din ultimele 6 luni. Este foarte important să fie asigurată pentru concedii și indemnizații. În general, o salariată este asigurată. Ceea ce e important de reținut este că și mamele sau viitoarele mame care nu sunt angajate pot beneficia de concediu și indemnizație de maternitate dacă își plătesc această contribuție și o pot face mergând la Casa de Asigurări de Sănătate, unde vor încheia un contract și vor plăti această contribuție, ceea ce le va da dreptul la concediu și indemnizație de maternitate de maxim 126 de zile.